Un accident a avut loc în cartierul Prundu din municipiul Pitești, acolo unde un bărbat în vârstă de 64 de ani din Bistrița Năsăud a traversat pe o trecere de pietoni și a fost agățat de un tir al cărui șofer nu l-a observat. Abia după ce a fost claxonat de ceilalți șoferi, a oprit mastodontul. Era pe trecerea de pietoni? Nu era. Nu era pe trecere? Nu. Eu când am înaintat, cred că atunci a trecut. Asta e foarte înaltă. Aveți viteză? Nu, mergeam încet. Și cum ați oprit? V-a spus lumea sau cum? A început, a strigat cineva și a claxonat. A strigat cineva și a claxonat. Nu v-ați dat seama că ați lovit ceva? Nu. La locul accidentului au ajuns mai multe echipaje de la ambulanță, SMURD, pompieri și poliție. Pentru pieton însă nu s-a mai putut face absolut nimic, era strivit. Ca să poată fi scos, șoferul a dat mastodontul înapoi 20 de centimetri. A venit cu două auto speciale de strângere și descasulare pentru extragerea unei victime prinsă sub roata motrică a unui camion. S-a reușit ridicarea punctei motrice cu ajutorul fermelor de aer și extragerea victimei. După păcate, victima era niciodată, în momentul căsării noastre și am trebuit la serviciul de medicină. A fost mișcat și tirul un pic în spate să poată fi scos. Tirul a fost mișcat și cu acordul poliției 20 de centimetri, pentru că victima era deja decedată, cum am spus noi, și ne-a ajutat noi în extragerea ei. Martorii spun că bărbatul traversa regulamentar și a fost agățat de tir. Era da, pe era trecere victima? Da, aproape de păi, dar la trecere l-a luat. Dar a strigat șoferii să oprească mașina. El mergea târâș și așa, mergea încet, dar îl luase... Deci n-a observat șoferul? Nu. După ce a strigat ăștia. Deci, dacă vezi că ai om, au murit omul. Am auzit din blocul ăsta de aici. Și șoferii care erau în spatele lui au strigat? Aia, da, a strigat. Era unul pe partea aia și striga la el. Dar ăsta a avut geamul închis și n-auzea. Și atunci, în momentul ăla, a oprit. Zice, vezi că ai unul. Atunci a coborât și aia a fost. Din verificările preliminare efectuate de polițiștii din cadrul biroului rutier Pitești, s-a stabilit faptul că un bărbat de 55 de ani din Pitești, care conducea un autotren dinspre strada Lânăriei către bulevardul Petrochimiștilor, a accidentat un pieton ce se afla pe trecerea de pietoni, un bărbat în vârstă de 64 de ani din Bistrița Năsăud. În cauză va fi întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul s-a petrecut. Din cauza accidentului, traficul a fost blocat în zona respectivă.